Bun găsit la ediție specială, sunt Ciprian Jașcu. În această seară discutăm despre proiecte importante pentru Galați și nu numai cu deputatul Florin Păslaru. Bună seara, bine ați revenit la noi. Bună seara, bine v-am găsit. Eu aș începe prin a spune telespectatorilor ceea ce mă întrebați dumneavoastră înainte de emisiune, de ce n-am venit cu sacou și cu cravată, pentru că eu de fiecare dată când vin în Galați... Era o chestie de culise asta, acum dacă... Da, e bine să știe gălățenii de ce vin în această ținută, pentru că eu umblu prin Galați, mă duc în piață, umblu printre blocuri, umblu pe străzi, stau de vorbă cu lumea și cred eu că asta este ținuta adecvată pentru Galați. Ce vedeți în piață când mergi? Sau ce... E, văd multe, domnul Jașcu, văd și în piață, văd și când stau de vorbă cu lumea, înainte să vin la dumneavoastră, acum câteva, hai să spunem câteva minute, jumătate de oră, era lumea foarte supărată pe problema asta cu curățenia și cu câinii comunitari. Eu le-am explicat și din câte știu eu, pentru că am fost luat puțin pe nepregătite, trebuie să recunosc, și dumneavoastră m-ați luat acum pe nepregătite cu întrebarea care mi-a spus-o. Eu, din câte știu, câinii vagabonzi din oraș au început să fie din ce în ce mai puțin. Chiar sunt niște activități. Sunt peste 16.000. Acum, dacă țineți puțin, dacă ai idee, tot dacă vreți să atingeți subiectul ăsta sensibil, cred că mingea este în curtea dumneavoastră ca și parlamentar, pentru că ar trebui găsite niște pârghii legislative ca să se rezolve cumva. Cel de la Ecosau spune, domnule, eu îi iau, îi duc, îi țin un pic, le dau drumul iar pe stradă. În afară, tot în Uniunea Europeană, practic, deci țări ale Uniunii Europene, nu vorbim de altceva, acolo un câine e găzduit, în funcție de țară, 7 zile, 15 zile, după care, dacă nu găsește pe cineva să le ia în adopție, este eutanasiat. Acum... Am înțeles. Domnul Jașcu, eu spun ceea ce spun, că ar fi mai puțin câini, în urma discuțiilor pe care le am cu primarul, cu viceprimarul, cu city managerul, cu directorul de la Ecosal. Este adevărat că ei până acum mi-au spus, domnule, noi am făcut câte ceva pentru câini, să pot face și mai multe lucruri. Corect, din punct de vedere legislativ, oameni buni, eu de fiecare dată când vin de la București, mă întâlnesc cu cei pe care i-am amintit și le spun ce am făcut la București, ce proiecte de lege mai sunt în dezbatere legate și din eventual interes al urbei, al Galațiului și ce am de gând să fac în continuare și ce propuneri au ei. Vă rog să mă credeți că sunt extrem de puține propunerile care vin din partea lor. Deși ar trebui, după mine, eu dacă aș fi primar, aș bate la ușa parlamentară și aș spune, uite, vreau proiectul ăsta de lege, uite, vreau proiectul ăsta de lege, uite, vreau lucrul ăsta. Din păcate nu se întâmplă lucrul ăsta. Ar putea fi făcut un referendum la nivel național sau să începem cu unul la nivel local. Cu ce, cu câini? Da, de ce nu? E, uite, nu că sunt mulți iubitori de animale, și gălățeni se împart în două categorii, iubitori. Să continui ceea ce vreau să vă spun. Da, se poate face un referendum, se poate face orice, nu știu dacă dă un rezultat acest referendum. Important este ceea ce spuneați dumneavoastră. Cadrul legislativ este, sau dacă e nevoie, îl facem, nu e nicio problemă. Problema este ca cei din Galați să găsească fondurile, banii necesari, în așa fel încât câinii pe care îi iau din zona asta stradală să aibă unde fi, așa cum spuneați dumneavoastră, găzduiți ca în celelalte țări membre ale Uniunii Europene. Problema este, încă o dată, vă spun, este în curtea primarului. Eu vă spuneam ceea ce s-a întâmplat înainte să vin la emisiune. M-am întâlnit cu oamenii, apropo de pe unde merg. Și asta de vorbă. Te întreabă de câini, te întreabă de ceea ce s-a întâmplat în Parlament cu acea lege a toleranței a lui Liviu Dragnea. Te întreabă de ce face parlamentarul pentru el. Te întreabă de cine candidează la primărie. De legea toleranței sau defăimării sau cum vreți să spun. Nu, e legea toleranței. Așa a bubuit pe toate canalele și de socializare și din presă și toată lumea vorbește despre chestia. Dați-mi voie să vă spun cum se numește legea din punct de vedere legal. Este legea toleranței. Ce înseamnă? Haideți să explicăm. Adică, nu e simplu. Toate țările Uniunii Europene fac un proiect de lege care se transformă în lege în așa fel încât minoritățile, și în minorități înțelegem, evrei, unguri, germani, alte naționalități, țigani, să poată fi apărate, să aibă aceleași drepturi fundamentale ca și a cetățeanului român, ca a românului. Este o lege simplă. Adică e adevărat că în acea lege era o problemă la un moment dat, să spunea, în momentul în care defăimezi pe cineva, amenda era foarte mare. Și a apărut pe rețelele de socializare, domnule, amenda este extraordinar de mare, să o reducem. Inițiatorul, Liviu Dragnea, a redus-o. A spus, domnule, conform legii 137, nu știu ce articol, să nu se mai dea conform Constituției, se dau numai amenzile care sunt deja specificate. Deci legea asta nu aduce decât apărarea minoritarului, minorității, fără a da o amendă suplimentară. A fost un joc politic. Important este că legea a trecut. Important este că și
parlamentari, deputații ai altor formațiuni politice decât PSD-ul le-au votat, sigur că cei de la PNL au încercat să facă un joc politic aici. E o problemă. Dacă alegerile vor fi într-un tur sau în două tururi, ei vor alege în două tururi pentru că altfel, conform sondajelor, se vede foarte clar că vor pierde alegerile locale la nivel de țară. Și atunci fac din țânțara armăsar, fac din orice lucru de, care ar putea veni în contradicție cu ceea ce facem noi, vor să facă scandal. Apropo de, dacă să deschidem o paranteză și cu alegerile în două tururi, cum credeți că e mai bine să se facă aceste alegeri? Din primul tur alegem un primar sau facem două tururi? Nu știu, cu părerea sunt dumneavoastră personală. Da. Părerele sunt împărțite. Unii spun două tururi, unii spun un tur. Dacă l-a spus pe cel cu un tur, care susține alegerile într-un singur tur, ai impresia că el are perfectă dreptate. Dacă l-a scus pe cel care susține în două tururi, istoria de până nu acum... Nu dați un răspuns de politician. Păi nu vă dau, stați că ajung și la răspuns corect. Punctul meu de vedere. Domnule, putem discuta orice. A fost o comisie de regulament, o comisie de statut, al cărei președinte a fost domnul Voicu de la PNL și au stabilit prin vot majoritar covârșitor ca alegerile în 2016 să se facă într-un singur tur. Păi dacă am hotărât cu toții așa, de ce cu câteva luni înainte de data alegerilor, sănăzare mie că ar fi bine în două tururi? Păi e simplu, lăsați-mă să termin. Da, pentru că cei care doresc în două tururi văd că în sondajul de opinie stau foarte rău. Pentru că într-un singur tur alegi omul, urbea vine cu o personalitate pe care o consider, domnule, PSD-ul vine cu un om, PNL-ul cu un om și cetățenii orașului sau comunii respective a Bucureștiului aleg persoana. În al doilea tur de scrutin se fac tot felul de... Alianțe. Este un vot negativ. Primul vot este vot pozitiv, al doilea este negativ, e împotriva cuiva. De acord să facem în două tururi, dar nu acum, nu schimbăm regula jocului. Asta e problema. Adică v-ați spus că tocmai inițiatorii legii au venit acum... Da, cei de la PNL, e simplu, știe toată lumea. Pentru cei care nu știu, reamintesc. Cei de la PNL vor să facă în două tururi, pentru că într-un singur tur ar pierde foarte multe, în foarte multe localități. Părerea mea este că, deși teoretic la această oră se mai poate încă schimba, președintele României a dat un răspuns, Consiliul Legislativ a dat un răspuns, Autoritatea Electorală Centrală a dat un răspuns, premierul, pe el uitasem, a dat un răspuns în acest sens, nu cred că se vor putea schimba. Eu cred că fiecare dintre partide ar trebui să-și vadă de promovarea candidatului cu prioritățile pe care le are pentru urbea în care candidează. Asta e cel mai important lucru. Pentru că eu dacă aș candida la primărie, m-aș duce în fața cetățeanului și aș spune, domnule, vreau să mă alegi pe mine pentru că vreau să fac lucrurile astea. Nu trebuie să vin cu nu știu ce... proiecte sau megaproiecte care nu se pot realiza. Trebuie să-i spui omului exact ceea ce poți să realizezi, pentru că eu mă uit în gala și cred că se poate extrapola la nivelul țării. Oamenii au început să nu mai creadă în tot felul de avioane. Trebuie să-i spui omului pe nume. Domnule, atâta poți să fac. Să mai servesc oamenilor gogoși, asta le știți. Că vine de când lumea. Se vor servi în continuare. Credeți că până la urmă se va schimba, că de fapt treaba asta pleacă de la clasa politică. Politicienii vin și promit oamenilor mare acusare, cum a fost și la Galați. Așteptăm de 20 de ani, nu știu ce, drum expres, pod, că acum e tunel, aeroport, dar practic, în afară de tunel, nu s-a început nimic și tunelul nu știm ce va fi. Apropo de chestia asta, cum vi se pare treaba cu tunelul? Se pare că s-au făcut studiile de fezabilitate pe ambele maluri ale Dunării și că s-a găsit cumva sau, mă rog, un răspuns pozitiv, că n-au dat de lios așa cum s-a așteptat lumea, dar urmează să facă studiile și în Albia fluviului. Și aici, cum vi se pare personal proiectul ăsta cu tunelul? E unul bun? Domnul Jașcu, eu aș vrea ca toți candidații sau candidații importanți care se vor prezenta în fața alegătorului gălățean să vină cu proiecte viabile și cu asta cred că am spus destul de multe, proiecte realizabile și proiecte de care are nevoie cetățeanul. Gălățeanul are nevoie să nu-i mai pui nu știu câți bani pe apă caldă, apă rece. Cetățeanul gălățean are nevoie să nu mai aibă avariile care au fost zilele trecute în Galați cu acea conductă de apă caldă care s-a așa. Cetățeanul are nevoie de curățenie, cetățeanul are nevoie de protecție în așa fel încât și noaptea la ora 12 noaptea când merge pe stradă să se simtă în siguranță. Cetățeanul are nevoie, are nevoie de o așezare uniformă a magazinelor, în special alimentare în oraș. Cetățeanul are nevoie de protecție și aici mă leg de partea celor care locuiesc lângă Galați, de protecția piețelor agroalimentare. Cetățeanul are nevoie ca cei de la Direcția Sanitar-Veterinară sau de la Sanipi să-și facă datoria în așa fel încât când mergi în piață și iei un produs
să nu ai probleme și, Doamne ferește, să n-ai necazurile pe care le-au avut bebelușii de la maternitatea din Pitești, din zona Argeș, pentru că se pare că acolo e o problemă de natură alimentară, cetățeanul are nevoie să se simtă băgat în seamă și să se simtă protejat. Sunt lucruri mărunte care se pot face, pe care de multe ori le-am făcut eu, deși nici n-am candidat la primărie, nici n-am fost vreodată primar, am lucrat în primărie la domeniul public și am arătat că se poate revoluționa și se poate face un lucru bun dintr-o societate dacă vrei să-l faci. Asta ar trebui să facă candidații la primărie. Uite, aș vrea să nu fie o campanie negativă, deși din câte văd o să fie cu dat la picioare pe românește. Nu-mi place o campanie negativă, îmi place o campanie pozitivă în care să explic Gălățeanu de ce eu sunt mai bun decât contracandidatul meu. Eu așa aș vedea o campanie și cred că locuitorii Galațiului au nevoie de un astfel de campanie. E un paradox. De ce dumneavoastră spuneți că vreți o campanie curată și cam toți invitații noștri spun același lucru, dar realitatea este cu totul alta. Se găsește câte unul, câte altul, care, mă rog, iese la bătaie cu săbii, cu tot, cu declarații și tot așa. Eu cred că în momentul în care cineva iese la bătaie cu săbii, fără să fie, eu știu, incitat în acest sens, cred că o face dintr-un complex de inferioritate sau din lista de proiecte. În momentul în care cineva mă atacă, sigur că trebuie să-i răspund, că dacă nu-i răspund înseamnă că ori e adevărat, ori nu știu ce să-i spun. Dar eu n-aș ataca din proprie inițiativă. Nu-i normal. Dom'le, omul vrea să te duci cu un proiect. Eu aud ce spun organizațiile non-guvernamentale, ce spun asociațiile profesionale. Dom'le, n-au venit cu un proiect de, nu știu, rentabilizarea transportului, de optimizarea transportului. N-au venit cu un proiect despre zona verde a orașului. N-au venit, în general, aud probleme de genul ăsta. Nimeni nu spune, dom'le, n-a venit să-i dea la picioare contracandidatului sau n-a venit să-l înjure sau n-a venit să scoată de sub masă, nu știu ce știe el despre viața lui privată. Nu, nimeni nu cere lucrul ăsta. Cel puțin în discuțiile care le am eu cu lumea. Și vreau să vă spun că mă întâlnesc cu extrem de mulți gălățeni. Îndrăznesc să spun că mă întâlnesc cu mai mulți gălățeni decât să întâlnește un candidat la primărie. Și asta e un lucru rău. Ar trebui ca acel candidat la primărie să fie în mijlocul Galațiului și să se întâlnească. Nu sunt candidații la primărie, nu-i vedeți pe în mijlocul Galațiului? Îi văd pe meșuri, îi văd pe tot felul de panouri, dar aș vrea să-i văd între gălățeni. Așa e normal, domnule, deci nu-i păslarul că poți, dar așa e normal, vreau să fiu primar. Să nu spună nimeni, eu n-am vrut să fiu primar, pe mine m-a propus partidul. Păi te-a propus partidul că a vorbit cu tine. În 90% din cazuri te-a propus partidul pentru că tu ai ridicat mâna într-o ședință și ai spus aș vrea să fiu primar sau cred că aș fi un bun primar. Partidul te analizează. Sunt întâmplă și chestii de astea? Păi nu se întâmplă. Eu cred că, cu foarte multe puține excepții, toți cei care sunt candidați la primărie la ora actuală vor să fie primari. Nu i-a împins nimeni de la spate. Da, adică zic că în cadrul unei ședințe se ridică unul și spune șeful. Nu, de obicei se discută înainte de ședințe și se face puțină regie și spune voi fii atent că la întrebarea aia te ridici tu sau te propun eu și tu spui da. Una peste, nu contează de ce. Ce vă spun eu e clar și trăiesc în politica asta din 90. 90% din cei care sunt candidați la primărie au vrut ei să fie primari. Au dat din coate să fie primari. Păi dacă tot vrei să fii primar, să fii candidat la primărie, scuzați. Atunci arată Galațiului că ești în stare să fii primar. Bun, învățați-l măcar pe candidatul pe care îl sprijiniți dumneavoastră, fără a vorbi noi acum. Învățați-l chestii să vă spun eu un nume, da. Candidatul sprijinit de noi se numește Ionuț Puchianu, e un băiat destoinic, un băiat deștept, pentru că altfel nu îl susțineam. Ce se întâmplă? PSD este un partid puternic, este un partid cu o carte de vizită pe care nu poate păta. Eu cred în șansa lui Ionuț, sunt unul dintre cei care sunt în staful lui de campanie, dacă pot să spun așa, îl ajut cât pot și cred eu că experiența mea de atâția ani și în administrație, și locală și centrală și viața de zi cu zi prin gazi, vine în sprijinul lui. Eu îi dau sfaturi bune și văd că le urmează și asta e foarte bine. Nu, drumul lui este un drum ascendent și e foarte bine. Eu urmăresc cu foarte mare atenție. Haideți să nu facem politică, nu vreau să facem asta. Nu facem politică, m-ați întrebat, e candidatul nostru și îl sprijin. Bine, normal, dumneavoastră vă întreb ceva și vă duceți că vreți să ridicați, dar haideți să vorbim despre niște chestii de care aveți cunoștință, mă refer la experiența dumneavoastră la domeniul public, cum spuneați, ați pășit în politică de mult, în administrație tot de mult, aveți deja cunoștință ce se întâmplă în Galați. Vreau să ne referim la problema parcărilor și vă spun de ce. Din toți candidații la primărie și din toți primarii pe care a avut Galațiu până acum, nu prea am văzut unul foarte implicat și aplicat pe problema parcărilor.
Adică l-am întrebat pe primarul în funcție. Dom'le, ce se întâmplă cu parcările? Oamenii vor parcare ședință. Deci, practic, ai la blocul tău, ai un loc de parcare, plătești. Domnul primar spune că vina e ADP-ului, care n-a aranjat treburile astea, nu are situație clară a parcărilor. Dumneavoastră știți mai multe ce se întâmplă la ADP sau cum era structurat. Ar putea cineva, nu știu, ADP-ul sau primăria, să rezolve această problemă, să le dea oamenilor o parcare de reședință? Aici se împar lucrurile în două. Am lucrat în domeniu, am lucrat și când eram la director la domeniul public, aveam și parcările în subordine. Mă rog, am încercat noi niște lucruri, era o treabă de pionerat atunci. Trebuie să spunem un lucru care este adevărat. La ora actuală, sistemul de parcare din Galați este subdimensionat mult. Numărul. Și este un lucru bun. Oamenii au avut bani și au cumpărat mașini. Deci sunt mult mai multe mașini decât parcă. Undeva mașinile. Două secunde. Dar primăria poate să facă niște lucruri pentru parcări. Și vă spun clar, am avut discuții cu primarul la Ancora, de exemplu. S-au dat garajele jos. Lucru bun. S-au supărat parcări. Cei care aveau garaje, toți ceilalți. Nu am făcut un sondaj de opinie. Domnule, e bine? Cum e bine? Din punct de vedere politic. S-au supărat din aia 90, cei 90 care aveau garaje, toți ceilalți sutele s-au de locuitori. S-au bucurat. Deci, din punct de vedere politic, un lucru bun. Problema este alta. De ce acolo se face o parcare simplă când poți face o parcare supraetajată? Domnul Jașcu, a face o parcare supraetajată înseamnă un schelet de bloc. Nimic mai mult. Nimic mai mult. Nu înțeleg de ce nu facem parcare supraetajată, dacă tot plângem atât. Putem să facem parcare supraetajată în acea zonă, putem să facem parcare supraetajată în micro 19, pe platoul ăla din fața sălii sportului, și atunci vă garantez că toți cei care merg la spital, și sunt sute de oameni zilnic care intră în spitalul, pot să parcheze acolo, putem să facem parcare supraetajată în zona patinoarului, nu știu într-adevăr dacă din punct de vedere economic se justifică, eu mă gândesc unde sunt locuri, dar în general putem să facem parcări supraetajate în locurile de aglomerare urbană. Putem să facem o parcare, mă gândesc acum la piață, dar de la una la alta. Gălățenii, știți de ce cum vă să spun nu asta? Cum să nu vină, vă dau un exemplu concret. Parcarea de la din micro 19, școala 29, micro, școala 17, liceu economic. E o parcare foarte mare. Acolo au fost garaje, au fost culcate la pământ. Parcarea nici pe jumătate nu e plină. Oamenii care locuiesc în zonă continuă să-și parcheze mașinile pe trotuar chiar la scara blocului. Acum nu știu cine poate să rezolve, dar parcarea e goală. De ce? Și am întrebat și noi, am filmat, dom'le, dar e aici, lângă bloc, mă duc tot mai în parcare. Domnul Jașcu, este... Nu o fi păzită, cred că de asta, nu știu. Nu. Vine vremea când parcarea aia se umpli. Eu am fost acolo când erau două mașini în parcare. Am mers cu primarul să-mi arate, leagă, în ce-am făcut locurile de joacă acolo. Acum, parcarea e pe jumătate. Peste jumătate de an o să fie parcarea plină, o să vedeți. Vreau să vă spun că există orașe în țară, eu știu, două orașe, unde sunt parcările reședință. Adică în fața blocului văd câte parcări am și atunci dau la fiecare din la o familie un loc de parcare și nimic mai mult. Și dacă sunt mai multe, el îl plătește. Deci în acele orașe, unul din orașe în Moldova, Piatra Neamțul, domnule. Și Brașovul este. Era al doilea, eu vreau să spun de Piatra Neamțul, că e în Moldova. Deci vreau să spun că lumea este extrem de mulțumită și se plătesc taxele la începutul anului pentru acel loc de parcare. Dar unul singur, ai mai multe mașini, vezi ce faci cu celelalte. Dar pentru o mașină ți se acordă un loc de parcare plătit. În felul ăsta se organizează treaba. Nu mai vin mașini. Eu văd la mine în fața blocului. Eu locuiesc la blocul Pescăruș, foarte aproape de zona pietonală, de promenada Galațiului și foarte mulți când ies să plimbe la Elice, vin, dacă în parcare la mine găsesc sâmbăta, de exemplu, sau duminica, găsesc trei mașini care nu sunt de la mine din parcare. Într-adevăr, eu urmăresc. Și mai puteți ieși de acolo. Sunt oameni care se duc să plimbă, după care înțeleg și pe ei, trebuie să parcheze undeva. Păi în zona aia nu știu dacă s-ar preta o parcare. Pe urmă, sunt parcările, sunt șosele, nu se ocupă cineva de lucrul ăsta. Păi, dar cine să ocupe până la urmă? Primăria sau ADP-ul? Păi, apropo de chestia asta, spuneați de... Nu mă lăsați să termin subiect. Spuneați de ADP, dar ADP-ul al cui? Primăria spune că e de vină ADP-ul. Păi stai puțin, dar ADP-ul nu e al meu? Dom'le, eu sunt primarul municipiului Galați. Păi când sunt primarul municipiului Galați, tot ce este în subordinea primăriei răspunde lucrul ăsta. Iar eu mă organizez. Cum mă organizez? L-aduc pe domnul Ciprian Jașcu, director la ADP, îi dau fișa postului, asta trebuie făcut. Bă, băiatule, poți să faci treabă sau nu poți să faci treabă? Dacă nu poți să faci treabă, ne strângem mâna fără să ne supărăm și aducem pe cineva care face treabă. Ăsta este sistemul de lucru.
Păi dacă nu faci lucrurile astea și ai un director care vine cu tot felul de prostii, domnule, n-am putut să fac aia, n-am putut să fac aia. Parcarea, sistemul de parcări din oraș poate să aducă bani la municipalitate. Dar nu făcând o taxă foarte mare pe oră, ci făcând o taxă mică, ca să nu mai fraudeze nimeni, adică să nu mai parcheze sau să fugă, să nu plătească, să plătească toată lumea și în felul ăsta, prin volumul de încasări, fiind taxa mică, toată lumea plătește, atunci îți vin bani la bugetul local. Așa cum nu sunt de acord să am un semn de întrebare de ce în toate orașele este dezvoltată publicitatea stradală. În Galați nu e așa ceva și stau și mă întreb de ce nu. Sunt blocuri în construcții. În București este obligatoriu. Pui un meș ca să-l acopere. Ce faci pe meșul ăla? Să faci publicitate. Agentul economic e bucuros, câștigă bani, primăria câștigă bani, iar constructorul este acoperit, nu se mai vede enormitatea, monstruozitatea aia de lucru. Este praful prea mult. Sigur că da, se acoperi, toată lumea e mulțumită. În mari capitale europene. Sunteți totuși un om cu putere în Galați, spune. Și până în pârghie pe care le aveți, mă refer la colegii dumneavoastră din Consiliul Local. Propuneți chestia asta, că eu știu că aveți întâlniri cu dumneavoastră. Domnul Jașcu, eu vorbesc cu toată lumea în Galați. Dar eu am un sistem de a vorbi nu arogant, nu mă duc și mă dau mare pe românește, mă duc și explic primarului, președintele Consiliului Județean, viceprimarului, tuturor le explic, mă băi, ar trebui să fac așa. Probabil datorită faptului că nu mă duc cu tonul ridicat sau spun, bă, băi, trebuie făcută lucrul ăsta, că altfel va trebui în fața presiei când ies să explic că am spus lucrul ăsta și că voi nu-l faceți. Probabil datorită faptului că încerc să fiu conciliant cu toată lumea, ei spun, bine, mai Florine. Și după ce am ieșit din ușa aia, s-a uitat. Asta e partea rea. Adică, domnule, trebuie să ai niște priorități. Lucrurile mari se fac din lucruri mici. Problemele mari se rezolvă rezolvând probleme mărunte. Totul e posibil. Nu se poate, când ai un buget, să nu-l folosești cum trebuie. Doamne ferește, nu acuzi pe nimeni acum. Nu, sunt și lucruri bune pe care le-a făcut primarul. Dar pot fi făcute mult mai multe lucruri bune. Eu nu sunt de acord, de exemplu, am deschis nu știu ce casă, am refăcut-o sau nu știu ce parc. Presă pe mine, panglică tăiată, păi stai oameni buni, eu de ce sunt primar? Ca să fac lucrurile astea. E bine, dar s-au făcut întotdeauna, adică faci, dai o... Hai să vă dau niște exemple. Eu când eram la domeniul public și am deschis patinoara, am făcut instalație nouă de gheață, am schimbat scaunele după n-am făcut nicio inaugurare. Singurii care au fost acolo, țin minte că am vrut să bem un par de șampanie și n-avem și atunci am făcut o cană de cafea și am băut cafea pe gheață. Aia a fost singura manifestare. Pe urmă, pe faleza Dunării există în partea superioară o conductă verde. Toată lumea îi spune conducta Păslarul, scrie ADP pe ea. Este pentru prima dată când s-a făcut un sistem de irigare și pentru centrul orașului. Nu cred că cineva din Galați a auzit să venim noi cu nu știu câtă presă să tăim panglica, că am făcut marea conductă. Când s-a făcut sistemul de irigare, dacă vreți, de udat pe central Brăila, spune toată lumea, pe scoară la central din Brăila. Iar să vorbea de nu știu câți ani, tot eu am făcut-o. M-ați auzit vreodată la udându? Dom'le, de aia suntem puși acolo. Deci sunteți împotriva cu fast, spuneți, nu? Măi, primarul e ales de Gălățeni să rezolve problemele Galațului. Primarul își face o echipă, iar directorii, directorașii aia trebuie să-și facă treaba, nu trebuie neapărat să iese. Fac conferință de presă, când presa spune, domnule, vrem să aflăm niște lucruri. Și atunci răspund la întrebările presei. Vin, îmi expun un program pe care l-am făcut din când în când, eu aș vrea sau mi-aș fi dorit sau îmi doresc ca directorii la sfârșit de an să vină cu bilanț al realizărilor, să spună, domnule, lucrul ăsta l-am făcut, lucrul ăsta nu l-am făcut din motivul ăsta. Zice vreunul că n-a făcut? Domnul Jașcu, m-ați întrebat care e opinia mea despre administrație. Eu așa văd administrația, pentru că în momentul eu am întâlnit, pe pielea mea am pățit-o. Stau de vorbă, mă critică lumea pe un subiect. Mă duc și dezvolt subiectul cu el și vreau să spun că schimbă părerea. Și mulți din ei au devenit fani Păslarul. Domnule, hai să mai stăm de vorbă. Mă întâlnesc cu bătrânii de la P-uri. Stau de vorbă cu ei. Mă întâlnesc la Elice. Mă întâlnesc în piață. Deci în piață când mă trimite nevastă mea sâmbătă sau duminica la cumpărături, primesc telefon. Dar tu când vii acasă? Soacra mea este în vârstă, păstrăm o anumită oră la 12:30 când mâncăm și vrea să fim acasă. Ei de multe ori nu reușesc să arunc, stau de vorbă cu oameni. Așa trebuie să facă cei din administrație. Știu că să se pună la dispoziția gălățenilor. Oamenii și că sunteți un bun comunicator. Drept nu neapărat bun comunicator, dar trebuie să stai de vorbă cu ei. Cred că o să fiți Florin Piersic de Galați. Că le treceți pălune pe nate și eu n-am mai apucat să vă pun nicio întrebare din cele notate aici și am epuizat timpul alocat emisiunii. De asta zic, dar, mă rog, m-ați dus și pe mine așa în valurile astea de discuții și n-am mai reușit să discutăm. O să discutăm după emisiune câteva probleme și o să vă rog să mai
veniți în clară săptămâna viitoare să terminăm de discutat tot ce ne-am propus pentru azi. Mulțumesc pentru prezența la emisiune. Cam atât pentru astăzi. Vă dau o nouă întâlnire mâine seară. Până atunci rămâneți pe TV Galați.